Emilia, când un copil îi cere părintelui un dar, îi cere zile întregi, luni, ani și ani și dorința nu e ascultată, cum să se mai roage ca să fie și ruga lui primită? Vă mulțumesc, măicuță dragă, mă ajută. Când cerem ceva de la Dumnezeu și nu primim, să-i mulțumim, pentru că nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă am fi primit. Deci, când nu primim un dar de la Părintele Ceresc sau de la părinții noștri, înseamnă că nu ne este de folos. Și învață să renunți la aceste pretenții, la aceste dorințe. Renunță. Jertfa asta pe care o faci este foarte importantă și să te mulțumești cu ce ai. Da? Și dacă te gândești câte bunătăți îți dă Dumnezeu, câte bunătăți îți dau părinții, vei avea motive să te bucuri, dar dacă rămâi fixat că nu ți-a dat bicicletă sau ce ai dorit, atunci viața devine un chin. Da? Bucură-te de ce ai, copila mea. Și mereu să-ți faci un jurnal al bucuriilor și să notezi în fiecare seară ce motive de bucurie ai avut în ziua respectivă. Să vezi câte bucurii ai și se mulțesc.